time lapse. Duck, 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 duck. I was thinking that it's floating on water. Nah. Yeah. Salutare tuturor, Daily Sugars aici cu un nou vlog. Acesta este practic primul vlog în totalitate din România. Până acum nu am filmat niciunul în București. Am puține emoții pentru că mă simt un pic foarte ciudat să vorbesc cu camera printre oameni care mă pot înțelege foarte ușor. Este pentru prima dată când sunt în parcul Herăstrău, este pentru prima dată când îl vizitez și de aceea o să vă iau cu mine în această călătorie, pentru că până acum nu am văzut nici eu ce poate oferi acest parc minunat. Go for five. Go for five. Where are you from? South Korea. South Korea? Yeah. Wow. What brings you to Romania? Huh? What brings you to Romania? Bring? Why did you come to Romania? I don't know. I'm now traveling Eastern Europe. Eastern Europe. Yeah, Poland, Czecho, Lithuania, Estonia, Latvia. Yeah. This. Yeah. Ukraine and here next Hungary. Next Hungary. Slovakia and finish Austria. Austria. Yeah. That's very cool. I just came back like a few days ago from southeastern part of Asia. I've been to Cambodia, Vietnam, Thailand, wow. Laos. I've been like 5 months there. Wow. Enjoy your trip. Yeah, enjoy. See you. Yeah. Maybe. I want to come to South Korea. Maybe I will. Welcome to Korea. Thank you very much. Yeah. Bye. Have a good trip in Romania and in Eastern Europe. Thank you. Bye. You too. Thank you. Foarte mișto să vii de la capătul lumii, să vii din Asia de Sud-Est și să întâlnești asiatici în România în primele tale zile de ședere în capitală. Mi se pare absolut formidabil și de fiecare dată când voi întâlni unul, voi interacționa cu cea mai mare plăcere cu el, fără ezitare. Apropo, liniștea acestui lac este unică în București, nu credeți? Nu am mai întâlnit până acum o bucățică de liniște atât de mișto în acest oraș. O întrebare pentru voi, dragilor. Știu că bucățica aceasta de insulă din mijlocul parcului Herăstrău se numește insula Trandafirilor, doar că eu nu observ niciun trandafir. Și sper să mă lămuriți voi. În ce perioada anului se află acești trandafiri? Pentru că am venit aici uitându-mă pe hartă cu gândul că voi vedea câțiva trandafiri. Se văd câțiva îndepărtare, dar mă așteptam să fie insula trandafirilor, ceva măreț, ceva cu mulți trandafiri. Mă gândesc că e în altă perioadă anului, nu? Nu în iulie. Voi știți mai bine, cei care stați în București și vizitați mai des acest parc, de aceea vă întreb pe voi. Mamă, deci aveam o poftă de așa ceva, nu am mai mâncat de... Cred că de anul trecut nu am mai gustat porumb copt făcut în România. Am mai încercat în Vietnam, dar nu se compară. Ăsta este number one, este original, tradițional românesc din punctul meu de vedere. Mi-am luat cea mai mare țeapă din viața mea. În încercarea de a face un timelapse, tocmai am intrat cu piciorul în balta asta. Deci sunt udvaț. Nu pot să cred. Ba, salut. Salut, Vali. Robin Hood. El este Robin Hood. Salut. Salutare tuturor.
Marcel este un prieten de pe YouTube, a ținut să ne întâlnim astăzi, eram în parc Herăstrău, l-am rugat dacă poate ajunge aici și urmează să discutăm mai multe împreună. Mamă, dar ce înalt ești? Sau stau eu jos? Câți mai trei? 1,92. 1,92. Dacă tot am călcat în apă, am spus să luăm o experiență cu această barcă pe apă. Costă doar 5 lei de persoană? Da. Sau 5 lei în total? 5 lei. În total? În total. 5 lei în total. Mai ieftin decât în Asia, ca să vă spun așa, pentru că acolo experiențele pe apă costă destul de mult în comparație cu Parc Herăstrău. Urmează să purtăm o discuție așa ca oamenii de afaceri cu foarte mulți bani, știi? Care stau pe bărci în mijlocul lacului să nu-i audă nimeni. Fără microfoane. Fără, închidem camera. Incompetența mea filmată în direct. Cum vâslește Daily Sugar? Sau cum nu vâslește Daily Sugar? Așa, deci. Bun. Și acum le dau în față, nu? Sau în spate? În ce direcție vrei să mergi? Acolo unde umbră. Dă-i decât în stânga, dă-i decât în stânga ta. Ca să o întoarcem în primul rând. Deci trebuie să mergem cu spatele mereu. Așa, perfect. Bun, și ca să întorc invers, să dau așa. Am înțeles. Da. Da, trebuie să mergi cu fața. Este mai greu să mergi. Da, mamă, zi repede. Numai trebuie să mergi invers. Așa. Și cu fața, ca să merg, acum trebuie să dau. Ca să mergi cu fața, trebuie să împingi. Așa, nu? Da, așa. Bine. Tu mergi exact invers, dar nu contează dacă îți place. Bine, domnișa. Oricum e prima dată și nu înțeleg, știu? Adică nu înțeleg dacă e mai ușor în partea cealaltă. Hello. How are you? Good. You're from Romania? Yeah, no, we're from Belgium. Belgium? Yeah, yes. Vlogging? Are you vlogging? You'll be on my vlog. Oh, nice. Are you famous? Just 11,000 subscribers. Oh, yeah. And you are from Romania? Yes, but I think I heard you speaking in another language. Yes, in Dutch. Cum s-a părut? Foarte tare și foarte cald. Gata, tripul nostru cu barca. Mișto experiența, chiar e relaxantă. Mai ales că Bucureștiul ăsta e foarte haotic din punctul meu de vedere și foarte aglomerat. Cred că aici este un loc de liniște, așa, în mijlocul naturii. Gata, plimbarea de astăzi a fost super, super mișto în Parc Herăstrău, mi-a plăcut la nebunie, o să mai merg cu siguranță acolo, pentru că, din punctul meu de vedere, este un parc care merită să fie vizitat de către voi sau de către cei care nu au fost până acum în București. Am observat un lucru foarte ciudat în București de când am ajuns, faptul că oamenii sunt foarte, foarte triști. Nu știu ce se întâmplă cu adevărat în sufletul lor, dar în exterior reflectă foarte multă tristețe. Am mers la metro de câteva ori zilele trecute și mi-am dat seama că nimeni nu zâmbește, nimeni nu se uită la tine, toată lumea pleacă capul dacă te uiți la el, nimănui nu-i pasă că tu existi, toată lumea este în îmbuzeala aia, nu există practic o urmă mică de fericire pe fața lor. Sunt conștient de faptul că toată lumea are probleme, toată lumea e afundată în datorii, toată lumea e afundată în joburile corporatiste, toată lumea nu are destui bani, toată lumea are foarte multe probleme de sănătate, toată lumea se gândește la copii, la familie, la cum să tragă mai mult, la cum să scoată mai mulți bani. Dar întrebarea mea este, scopul nu era să fim fericiți? Scopul final al vieții și al acestei lupte împotriva sistemului, acestei lupte de a avea mai mult și mai mulți bani, de a aduce o viață mai bună, de a avea mașini mai scumpe, de a avea case mai scumpe. Dar toată această luptă nu era în ideea de a fi mai fericiți dacă avem acei mai mulți bani? Faza e că nu văd această fericire și sunt sigur că toată lumea consideră că cu cât ai mai mulți bani, cu cât duci o viață mai de lux, cu atât ar trebui să fie mai fericită familia ta. Nu știu cât de mult se observă acest lucru.
m-am uitat și la oameni care au mașini scumpe și parchează undeva sau oameni care au mașini scumpe și opresc la semafor. Am încercat să mă uit la cât mai multe fețe, să-mi fac o părere generală despre cum sunt oamenii de aici. Și nu este pentru prima dată când vin în București, nu este pentru prima dată când am aceeași impresie că oamenii sunt foarte triști, indiferent de clasa socială pe care ei se clasează. Cred că ne-am afundat cu toți într-un abis al problemelor și că mintea noastră nu mai știe cum să scape de acolo. Dincolo de acest abis, cred că există și o rază de lumină și sunt sigur că există și lucruri care ne pot face fericiți, chiar dacă nu avem destui bani, chiar dacă sănătatea noastră nu este foarte bună, chiar dacă nu conducem o mașină de scump, chiar dacă nu avem tot ceea ce ne-am dorit. Pentru că am observat că de cele mai multe ori alergăm și alergăm și alergăm într-o luptă foarte, foarte rapidă a vieții, să spun așa, în disperarea de a avea mai mult, de a avea și mai mult, de a avea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Dar când ajungem acolo, când ajungem în punctul ăla în care ne doream, pentru că cu siguranță foarte mulți dintre noi ajungem în punctul ăla, ne dăm seama că nu era de fapt ceea ce căutam și din punctul ăla urmează o altă luptă sau o altă alergare către ceva și mai mare de atât, și mai mare de atât, și mai mare de atât. Și toate aceste milestone-uri sau puncte în care credem noi că dacă ajungem o să fim fericiți, nu sunt de fapt decât niște milestone-uri care la un moment dat definesc o alergare și mai lungă, și mai stresantă, și mai devastatoare. Există o pildă care spune că dacă agăți de o undiță un morcov și îl pui în fața unui măgar, deci practic pui undița în fața măgarului, măgarul va alerga cu disperare, salivând după acel morcov, în capul lui fiind doar ideea că băi, o să primesc acel morcov la un moment dat, o să-l ajung, o să-l prind, o să-l mănânc și o să fiu fericit și împlinit. Faza este că morcovii ăștia mari pe care îi cumpărăm la un moment dat de la supermarket nu sunt chiar atât de delicioși. Ei au cotorul ăla mare în spate, știți voi, cu e mai ațos așa. Și la un moment dat, dacă îi dai unui măgar partea ațoasă, bineînțeles că va fi foarte, foarte nefericit pentru că nu îi place. Iar de cel mai multe ori morcovul ăla după care aleargă măgarul, s-ar putea să nu fie morcovul pe care mintea lui și-l imagina că o să fie și s-ar putea să fie dezamăgit pentru că cotorul ăla din spatele, din mijlocul morcovului practic, s-ar putea să fie partea aia nașpa a morcovului care nu este foarte gustoasă. Și la fel se întâmplă și în viața de zi cu zi în tot ceea ce facem noi. S-ar putea ca la un moment dat momentul ăla care credem noi că ne va aduce fericirea, s-ar putea să nu fie momentul de glorie și s-ar putea să nu fie momentul ăla foarte gustos, precum morcovul măgarului. Acesta a fost episodul de astăzi, dragilor. Sper că v-a plăcut și nu uitați să reflectați la ideea de ce suntem nefericiți și ce ar trebui să facem ca în lupta noastră către fericire și către ceea ce ne dorim să nu rămânem dezamăgiți și să rămânem cu un gust plăcut, pentru că consider că foarte, foarte multe lucruri sunt doar în interiorul sufletului nostru și foarte multe lucruri sunt doar în mintea noastră și acestea se pot rezolva cu ușurință dacă ne uităm în interiorul nostru și dacă suntem mai atenți la noi și să renunțăm la a căuta toate și toate bunătățile vieții în exterior. V-am pupat, ne vedem în episodul următor.